Polițiștii au fost chemați în jurul orei 11 prin intermediul numărului unic de urgență 112 în apropierea secției de votare numărul 16, amenajată în grădinița numărul 9 din cartierul Obor. Apelul a fost făcut de un locuitor din zonă care este și candidat la Consiliul Local și care a surprins un bărbat candidat al altui partid, când acesta din urmă încerca să aducă oameni la vot. În jurul orelor 11 am observat că o persoană mergea din casă în casă ca să scoată cetățenii la vot. L-am recunoscut pe acel individ, este consilier și mergea din casă în casă ca să scoată lumea la votare. Am sesizat la 112, s-au deplasat organele de poliție, am dat declarație cum s-a întâmplat. Organele de poliție au efectuat primele proceduri necesare în astfel de cazuri și urmează să definitiveze dosarul. Bărbatul împotriva căruia a fost depusă plângerea riscă să se aleagă cu dosar penal dacă se dovedește că a încercat să influențeze votul.